15:22, din nou în direct, de această dată și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM, pentru că a venit Cătălin Stribla pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare! Ce faci, Radu? Uite, mă gândeam că ar fi fost bine dacă ai fi venit și tu cu trenul la radio, poate găseai și tu vreun dosar. Care cu trenul? Nu știu povestea. Știi, un politician din Olanda a mers cu trenul la Haga și a pierdut actele, acordul de formare a coaliției de guvernare, l-a găsit... Domnule, la noi nu trebuie să-l piardă nimeni, adică în politica din România uneori lucrurile sunt atât de permeabile încât le aflăm destul de repede vorbind la telefon. Nu e nevoie să le piardă cineva într-un tren. Deci nu e cu documente, e pur și simplu cu SMS-ul. Ar fi și de râs. Pentru că, na, sunt oameni în politică, unora care le place imaginea atât de mult, încât îi caută ei pe jurnaliști. Nu-i necesar să piardă niște documente de formare a coaliției. Așa că putem să vă povestim ce și cum s-a mai întâmplat în ultimele ore. Știți că domnul Câțu și-a recăpătat superputerile. O să ții superputerea un pic? Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Știți că domnul Florin Câțu s-a autointitulat Superman la un moment dat? Nu știi chestia asta? Acum și-a recăpătat superputerea. În sfârșit zboară domnul Câțu. De unde? Sau spre ce? Spre ce e neclar, de unde e foarte sigur, din fruntea candidaturii pentru funcția de premier desemnat. Se pare, hai să lăsăm așa la nivel de se pare, că ar fi avut loc o discuție între domnii Iohannis și Câțu și președintele ar fi cerut domnului Câțu să nu mai încurce negocierile și să facă un pas în lateral în toată povestea asta, pentru că aceste negocieri par să fi fost blocate de domnul Câțu în ideea că și-ar putea păstra funcția de premier, adică să fie desemnat din nou sau să fie desemnat la a doua rotație și așa mai departe. E, ca urmare a acestui lucru, acum conducerea PNL a votat că candidatul va fi domnul Nicolae Ciucă, candidat, cum să zic, adică candidat în coaliția cu PSD. Ne ducem cu el la PSD, vedem ce mai zice domnul Ciolacu. Și chiar se întâmplă ceva mai interesant, că aparent de acum domnul Ciolacu va conduce negocierile și nu domnul Câțu, cum era până acum. Deci domnul Ciucă, vezi, e încurcată treaba, mă scuzați. Poate mulți deci, de Ciolacu, da. Ciucă. Ciucă al nostru, mă, deci Ciucă al nostru va conduce negocierile din partea PNL, adică atunci când se fac ședințele alea, se duce domnul Ciucă să formeze un guvern. Asta a fost un fel de deblocare din partea PNL și a zis, domnule, Florine, te rugăm noi, lasă-ne să respirăm, că nu vezi că nu mai are țara guvern din cauza ta. Domnul Rareș Bogdan a declarat că în niciun caz Câțu nu a pierdut, suntem în spatele său. Adică îl împingem, probabil asta e. I s-a alăturat domnul Flutur, care și el a zis... De la Suceava, grăire, e mai importantă țara decât un om. Ok, deci după cum v-am spus, și-a recăpătat superputerea domnul Câțu, zboară cu ocazia asta și probabil că va fi președinte la Senat, cred. Așa ar fi logic să fie. Și asta înseamnă că PNL se duce cu propunerea Nicolae Ciucă la PSD. Nu e obligatoriu ca PSD să accepte, că nu e obligatoriu, că asta ar însemna rotația de care am tot vorbit noi să fie întâi domnul Ciucă și pe aia peste un an jumate domnul Ciucă să zică... Într-un an și jumătate se pot întâmpla un milion de chestii, așa că e foarte important cine e primul. Exact. Să zică, Marcele, a venit rândul tău, noi de la PNL ne dăm deoparte... Da, PSD-ul a rămas cu domnul Ciolacu propunere pentru premier, nu? A fost o glumă de dimineață. Domnul Ciolacu a zis, am auzit de la PNL că îl vor pe domnul Rafila. Da, hai să-l punem pe domnul Rafila. Că domnul Ciolacu spunea de mai multe ori și a spus de mai multe ori că nu prea mai are timp de alte funcții, e prea ocupat să conducă Ciuma Roșie, îl citez, nu îi pun vorbe în gură. Dar acum se pare că s-a răzgândit un pic. Și-a găsit timp și pentru... S-a răzgândit, o să vedem de ce. Aici sunt blocat, nu știu să-ți zic. Instinctul meu e că inițial PSD se va refuza propunerea asta, adică nu prea ai cum să o accepti.
că e cam aiurea, adică să vii la guvernare peste un an jumate. Cred că o va refuza inițial, după care ar putea să încerce ceva de genul ăsta. Domnule, acceptăm pe domnul Nicolae Ciucă, e foarte bine, dar dați-ne finanțele și justiția. Aici se va lăsa cu leșin în partea aia altă. Mai ales la finanțe, zice domnul Câțu, mai ales la justiție, zice domnul Iohannis. Deci, da, ceva vor trebui să piardă. Poate chiar pe amândouă. Poate și secretariatul general al guvernului. Poate două din astea trei funcții. Va fi complicat. Vedeți, deci să deschide o întreagă plajă de negociere pentru care vom mai aștepta o perioadă destul de îndelungată, zic eu. Îți mulțumesc, Cătălin, te așteptăm mâine la Deșteptarea României. Povestește-ne un pic despre ce se va întâmpla mâine. La Deșteptarea României vorbim despre plecarea medicilor din țară și vă mulțumesc tare mult pentru mesaje. Repet, știu că au luat foc atunci mesajele luni dimineață când am făcut introducerea temei. Tema, așa cum am formulat-o noi, era în felul următor. Nu cumva ar fi bine ca România să găsească o măsură astfel încât să-i oprească pe medici în România după absolvirea cursurilor? Chiar Vlad propunea un sistem de credite, un val enorm de nemulțumire. Țin minte mesajele unor părinți de studenți la medicină care au zis așa ceva, că noi pregătim copiii, facem niște sacrificii mari, tocmai ca să aibă șansa de a pleca. Pe de altă parte, multă lume a zis... ne scuzați, noi cu toții dăm bani ca ei să ne trateze pe noi. Va fi încurcat. O să vină Dorin Bică, neurochirurg de excepție, de la, îl știți, de la Spitalul Colentina, la un moment dat, acum lucrează în mediul privat, și vom avea un medic în studio care va cumpăni lucrurile și va spune cum văd ei realitatea. De ce ai muncit sau de ce nu ai muncit în România? O să fie foarte interesant. Cătălin, mulțumim. Te ascultăm. Pe aceeași frecvență cu tine. Helps you get into that mood that you want to be in. Your happy place. Europa FM.